Bună dimineața! Care e cea mai mare problemă cu care se confruntă Iașul acum? Economia. Mai exact? Mai exact, nu știu. Bună dimineața! Care e cea mai mare problemă cu care se confruntă acum Iașul? Cum să știi, zi de zi. Lipsa banilor, a locuri de muncă. Bună dimineața! Care e cea mai mare problemă cu care se confruntă acum Iașul? Ar fi mai multe. Ziceți! Rămâne în urmă din punct de vedere economic, din cauza izolării față de Ardeal, ca autostrada de cea din vreo 5 ani tot să nu se face nimica. Deci izolarea ne duce la cădere economică, nu? Și în rest, probleme care le are toată țara. Scoșurile stricate și ar trebui schimbate pe alocuri. Sunt părculețe care trebuie să iasă bătrânii vara. Nu trebuie să faci numai într-un loc sau numai la, când e așa mai vizibil. Fă pe arterele Iașului, cum este Nicolina, de exemplu. Parcurile alea care sunt de la șosea, nu poți să stai pe bănci. Băncile foarte rar. Bătrânii n-au unde să odihnească. Deci părculețele trebuie, domnule, o măsuță și o bancă. N-avem nevoie de altceva. Deci să pună niște bănci să poți să stai afară, să ieși vara din bloc. Pentru că bătrânii nu au. Au făcut parcul mai la vale și nu poți să te duci tocmai de la alte blocuri să mergi pe jos un bătrân. Deci cam asta. Noi pe primar, cum să spun, îl apreciem, ține la dânsul. Chiar ținem la el pentru că știm noi de ce. Pentru că a ripostat când Dragnea a fost și a făcut ce a făcut. Dar trebuie multe lucruri făcute. Vă mulțumim! Să le facă. Îi dorim sănătate să le facă. Eu stau spre Cug, ca să zic așa. Și la a doua stație spre Cug, acolo pe unde e Pizza Nico, el știe că vine și mai mănâncă câte o pizza. Deci trebuie făcute acolo, sunt niște părculeți mai sus. Trebuie făcute, spună, bănci, nu vrem altceva. Băncuțe, să putem ieși afară. Deci trebuie făcute distracție să fie la sfârșitul săptămânii sau măcar o dată pe lună undeva unde se adune lumea sau era o dată când erau pensionare și se duceau, cântau muzică. N-ai unde să ieși. Noi dacă vrem să ieșim, mergem în palas și ne așezăm pe bancă acolo că e mai călduț, iarna mă refer, vara mai ieșim. Nu poți să spui că n-ai unde. Dar așa n-ai unde. Care e cea mai mare problemă cu care se confruntă Iașul acum? Mai multe probleme se confruntă Iașul, probabil cu infrastructura, zic eu. Și o alta? O alta, traficul. Bună. Cum credeți, care e cea mai mare problemă cu care se confruntă Iașul acum? Nu sunt locuitor al Iașului. Dar dacă totuși vizitați Iașul, ce observați? În general, ca sub aspect edilitar, arată destul de bine. Și care sunt cadențele? Ce nu vă place la Iași când veniți? Îmi place la Iași. În general nu circul prin oraș prea mult ca să am o atitudine critică sau o atitudine lăudabilă. Așa. Bună dimineața! Care e cea mai mare problemă cu care se confruntă Iașul acum? Acum? Nu știu. Nu știu ce să vă spun. Și aveți o părere? Ce ar trebui rezolvat în regim de urgență? Clădirile renovate, că sunt într-adevăr, mai ales zona asta cu zavodă, că e o zonă veche, ar trebui totuși pusă pe picioare. Dimineața! Cum credeți, care este cea mai mare problemă cu care se confruntă Iașul acum? Nu știu, vă spun, nu stau chiar în Iași. Chiar în oraș sau undeva la țară, dar eu știu, cred că e prea aglomerat. Care este cea mai mare problemă cu care se confruntă Iașul acum? Cum credeți? Că m-ați luat pe mine pe nepregătite. Ce aveți în cap aia, ziceți? Ce nu vă place? Circulația, poluarea, lipsa străzilor făcute cum trebuie. Mulțumesc! De altminte, se confruntă toată țara. Așa e și în Iași. Dacă desfășurați un pic? Exact ce a zis colega. Aceleași lucruri. Deci e o problemă generală a noastră, a țării astea. Este cea mai mare problemă cu care se confruntă Iașul acum? Cum credeți? Lipsă de vizibilitate internațională. Cum credeți? Care este cea mai mare problemă cu care se confruntă Iașul acum? N-am nicio idee.
Și totuși, ce vă deranjează? Nu știu, că eu sunt acum venit din afara țării și nu prea stau pe aici. Cum credeți, care este cea mai mare problemă cu care se confruntă Iașul acum? Orașul sau municipiul? Municipiul. Probabil cu străzile, cu autostrada, bănuiesc. Cum credeți, care este cea mai mare problemă cu care se confruntă Iașul la moment? Străzile. Și încă una? Spitalele, Sfânta Maria și Spiridon. De ce? Pentru că e foarte prost sistemul. Una la mână, doi la mână, nu au pansamente, nu au absolut nimic și pe lângă chestia asta ei se confruntă cu chestii de referendum proaste. Cum credeți, care este cea mai mare problemă cu care se confruntă Iașul acum? Timpul, doamnă, cu timpul se confruntă. De ce? De ce? Că timpurile nu sunt în favoarea noastră. Ce nu-i bine în vremurile astea? Comunitatea românească nu se regăsește. Și care e problema ei? Problema e a tuturora. Mai exact? Mai exact, să ne revenim la familia românească. Care erau valorile ei pe timpuri? Erau întâi Biblia, credința în cel de sus, frăția între apropiați și facerea de bine. Cum credeți, care este cea mai mare problemă cu care se confruntă Iașul acum? Nu sunt din localitate. Ei, și totuși ați venit în vizită. Ce ați observat? De la Piatra Neamț. Ca și vizitator, așa, dintr-o parte. La prima vedere, da, nouă ne place că vizităm mai mult centru, aici venim cu probleme personale. Nu. Cum credeți, care este cea mai mare problemă cu care se confruntă Iașul acum? Transportul în comun. Și mai exact? Orarul lor, condițiile în care se circulă și cam asta. Cum credeți, care este cea mai mare problemă cu care se confruntă Iașul acum? Păi problemele sunt multe. Păi eu ziceam cea mai mare problemă. Cea mai mare problemă pentru, în general, așa, cu necazurile care mai sunt, cu transportul, cu... Dar încolo, în general, față de ce a fost și ce este acum, e schimbată. Că eu sunt din 54, neașa aici. Și în perioada asta s-a schimbat multe. Cum era? Spre bine? Spre bine, da. Ce este bine, credeți dumneavoastră? Însuși frumusețea orașului. Frumusețea orașului și frumusețea oamenilor, a tineretului care se adună cu atâtea școli, cu atâtea facultăți, cu atâtea universități, nu știu ce, e destul de onorabil. Mai cu seamă, în ultimii ani, problema palasului care a deschis ușele Iașului, care într-adevăr că strandul s-a dus mai deoparte, că era un strand în sfârșit, cum era, cu tradiții, dar nu mai corespundea actual. Și încolo e destul de frumos. Ei, sunt și lipsuri, sunt și multe lipsuri, da, și cu transportul, și cu industria, și cu multe, multe chestiuni, dar astea din inerție se vor rezolva. Bună dimineața! Cum credeți, care este cea mai mare problemă cu care se confruntă Iașul acum? Ce mai e problema Iașului? Da, foarte aglomerate. De exemplu, avem mare problemă cu autobuzul care e din gară spre universitate. Cred că așa de părere că în zonele astea se introduc mai multe mijloace de transport. Să începem să fie mai desi. Adică să ai bagaj, să vii de la țară cu dita mai trollerile după tine și să aștepți jumătate de oră pentru un autobuz, iar în Nicoline e aceeași problemă. Deci poate mai multe autobuzi în zonele astea unde sunt mai mulți călători, în general. Da, aceeași opinie. Trăim aceeași experiență. Bună dimineața! O întrebare vă rugăm. Doar o secundă. Cum credeți, care este cea mai mare problemă cu care se confruntă Iașul acum? Ce e ce vă doare mai mult? Aglomerația din trafic. Cum credeți, care este cea mai mare problemă cu care se confruntă Iașul la moment? Habar n-am, nu știu, nu m-am gândit la asta. Dar dacă vă gândiți, totuși, ce vă deranjează? Nu știu, poate prea multe șantiere care generează prea mult praf.
Și doar atât? Doar șantierele? Da, atât. Cum credeți? Care este cea mai mare problemă cu care se confruntă Iașul acum? Cea mai mare problemă cu care se confruntă Iașul este vremea. De ce? Pentru că este foarte frig. Nu știu, chiar mă grăbesc, vă rog. Cum credeți? Care este cea mai mare problemă cu care se confruntă Iașul acum? Să știți că eu sunt din București și sunt pentru două zile aici. Chiar nu știu. Ca vizitator, uite, ce ați observat? De câte ori am venit, sinceră să fiu, mi-a plăcut și nu am văzut foarte multe probleme. Adică e un, nu știu, un oraș curat, oamenii sunt de treabă. Chiar nu știu. Nu am văzut decât lucruri plăcute aici. Cum credeți? Care este cea mai mare problemă cu care se confruntă Iașul acum? N-aș ști să vă spun. Ce vă deranjează? Ce credeți că nu este pus la punct? Păi, cred că ar trebui să fie mai multă siguranță pe străzi, în special în orele de seară. Pentru că, în special pentru tineri, pentru fete, în special e greu să plimbe seara sau chiar dacă sunt două, trei. Pentru că sunt tot felul de oameni și cred că poliția ar trebui să aibă un rol un pic mai activ, în special să fie pe străzi seara sau măcar, nu știu, pe bulevardele cele mai circulate. O întrebare doar. Da, repede. Cum credeți, care este problema cea mai acută a Iașului la moment? Nu știu ce să vă spun. Cea mai acută problemă? Nu știu, cred că aglomerația și poluarea. Cam atât deocamdată, nu mi-am pus problema. Care este cea mai acută problemă a Iașului la moment? Curățenia, să zicem. Aglomerația stradală, la mașini, poluarea, cam atât. Care este cea mai acută problemă a Iașului la moment? Adică? Cu ce te confrunți, dumneata, zilnic? Nu știu, nu pot da seama. Dar dacă te mai gândești un pic, uite ce nemulțumire ai, ce nu-ți place în oraș? Păi, nu am ceva care să nu-mi placă. Îmi place totul. Adică... Nu e nimic de corectat? Ba da, ar fi cum ar fi, gen copiii pe stradă stau, uneori alții stau și cerșesc în fiecare zi ceva de mâncare, iar alții au, din nu se mai poate și totuși cer de la alții, chiar dacă au, nu le-a de ajuns, și alții nu au deloc, cer, nu le dai lor. Cum credeți, care este cea mai acută problemă a Iașului acum? Din punctul de vedere, sistemul de sănătate. Na. De ce? Pentru că suntem studenți la medicină și vedem ce se întâmplă. Desfășurați un pic, ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Nu se dă foarte multă atenție și sunt anumite probleme care nu pot fi rezolvate fix din faptul că nu se acordă destul atenție și destui bani sistemului de sănătate. Bun, și totuși care sunt aceste probleme? Faptul că se cer anumite instrumente de către chirurgi, spre exemplu, nu le se oferă bani de către directorul spitalului că există alte probleme. Care este spitalul de care vorbiți? Toate. Nu știu dacă pot să zic într-un mod special unul. Faptul că stau trei pacienți în același pat, faptul că paturile arată cum arată, lenjeria care trebuie să zici că Doamne ferește ar trebui să fie curată când vine pacientul, nu prea este, și multe altele. Faptul că mâncarea nu există așa cum ar trebui să fie, faptul că pastilele nu sunt, faptul că injecțiile, păi stați că nu vreți să cumpărați dumneavoastră injecții, că na, de unică folosință și nu prea putem să le folosim, dar am rămas fără și cam atât cred. Cum credeți? Care este cea mai acută problemă a Iașului acum? Nu m-am gândit. Sunt multe probleme. Cea mai dureroasă pentru dumneavoastră? Eu știu, transportul în comun, mi se pare. De ce? Ce se întâmplă acolo? Tramvaie foarte vechi. Efectiv, merg foarte prost. Asta e. Și unele drumuri nu sunt asfaltate, nu sunt întreținute. Sunt fel și fel de zone foarte urâte. Care sunt cele mai urâte zone, credeți? Eu știu... Eu nu locuiesc în astfel de zonă, dar sunt zone pe la marginea orașului care chiar sunt urâte. Nu știu exact să vă spun. Care este cea mai mare problemă cu care se confruntă la moment Iașul? Nu știu de. Ce se confruntă. Chiar nu știți? O părere. Uite, ce credeți dumneavoastră? Nu cred nimic, nu știu. Nu știu ce părere să am.
Bună dimineața! Care e cea mai mare problemă cu care se confruntă acum Iașul? Nu cunosc, nu sunt din originea Iașului. Bună dimineața! Care e cea mai mare problemă cu care se confruntă Iașul acum? Nu știu.